Tabăra de creație, credință și arte, eveniment îndrăgit încă de anul trecut de copiii parohiei Pacea din Suceava, a ajuns la cea de-a doua ediție. De această dată, atelierele se desfășoară într-un cadru de poveste din localitatea Cacica. Aici, în perioada 8-12 august, elevi cu aptitudini artistice descoperă legătura dintre bine și frumos prin cuvânt și culoare, cunoscând tradițiile naționale românești și spiritualitatea creștin-ortodoxă. Un moment inedit a fost prezentarea colecției de costume tradiționale românești a profesoarei Adriana Celsie. Tinerii au vizionat și filmul Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, documentar realizat de Trintas TV și proiectat de sectorul media și comunicare al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Invitatul special a fost profesoara Daniela Ceredev, inspector școlar pentru disciplina religie al județului Suceava. Aceasta a susținut un atelier de comunicare și cateheză pornind de la subiectul filmului. Zilele următoare vor mai avea loc ateliere de iconografie, jocuri și concursuri educative, activități cu caracter duhovnicesc, seri tematice, precum și ateliere de cunoaștere și dezvoltare personală. Organizată la inițiativa părintelui paroc Ștefan Hisem și a părintelui Adrian Belei, tabăra Credință și Artă se desfășoară în colaborare cu Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava.